Salutare tuturor! O nouă zi, o altă Skoda Octavia și, din nou, o altă distribuție cu motor de 1.6. Ia să vedem ce cot, CXX, da? Iarăși vom schimba distribuție, pompă de apă, Simerin distribuție, curea pompă ulei, întinzător, curea alternator, ulei, filtre, antigel și așa mai departe. Aici avem piesele, da, acest Simerin, pompă de apă, cum vă spuneam, curea de alternator, întinzător, kitul de distribuție, toate sunt pe original, după cum observați, folosim doar piese de origine. Da, mai avem ulei și filtre, plus antigel. După cum bine v-am obișnuit, de început vom demonta tot ce înseamnă partea de accesorii, capac de distribuție, iar apoi ne vom muta la partea de jos, partea cu folia motorului, acel capac de distribuție, baie de ulei, Simerin. Vom spăla, vom curăța, toată lucrarea va fi efectuată ca la carte. Cam așa arată cureaua de distribuție de pe mașină. Cura originală, nu cred că a fost înlocuită niciodată, are ceva semne de uzură. Ne vom muta la partea de jos, după cum vă spuneam, pentru a schimba, a desface folia de la motor și accesoriile. Capacul, după care vom trage motorul la punct, adică vom bloca folia vibrochenului, pompa de motorină și axa cu came. Am desfăcut folia de la arbore și mai avem întinzătorul curelei de alternator din cele două șuruburi. Iar, după cum observați, nu avem pierderi de ulei, deci Simerin-ul este ok, dar îl vom înlocui, deoarece schimbăm cureaua de la pompa de ulei. Schimbând această curea, punem și Simerin nou. Axa cu came blocată, pompa de motorină blocată, pinionul de jos al arborului, la fel, l-am blocat. Eu am demontat cureaua de pe mașină, iar acum o să înlocuiesc prima dată pompa de apă, da? Pompa aceea de apă cu fir, avem mufa aici. Da, se deconectează mufa. De ce schimb prima dată pompa? Din cauza faptului că vreau să evit eventuale scurgeri de antigel pe Simerin și pe baia de ulei. Deci după ce o să schimb pompa, o să demontez baia împreună cu Simerin-ul, o să schimb cureaua la pompa de ulei, Simerin-ul, o să spăl baia de ulei și o să o etanșez și de aceea vreau să evit ca ulterior antigelul care se scurge de la pompa de apă să-mi ajungă pe Simerin și pe baie.
Deci exact ce vă spuneam, dacă prima dată schimbam cureaua cu simmeringul și cu etanșare de baie spălat și așa mai departe, apoi când demontam pompa, da, pompa de apă, tot antigelul, vedeți, se prelinge pe simmering și pe baie. Tocmai de aceea am optat să schimb prima oară pompa de apă și apoi să-mi fac treaba în jurul simmeringului și a curelei de la pompă. Cam asta este pompa de apă după distribuție și din câte observați, este blocată. Paletul trebuia să fie liber ca să poată să circule apa. Ea a rămas blocată pe închis. Da, cămașa asta este blocată. Aici avem pompa de apă cea nouă, este originală. Cam așa arată. Cam așa arată cureaua pompei de ulei. Aici avem sorbul care este curat, tot în regulă. Vom desface șurubul de la pinionul vibrochenului, șurub pe care îl vom înlocui, iar apoi vom demonta simmeringul. Acesta este simmeringul. Iar asta este cureaua de la pompa de ulei. Hai, ne putem să o scoți? Nu pot. Vom da și cureaua jos. Vom curăța foarte bine suprafața pe care vine simmeringul, spălăm, iar apoi începem operațiunea de montaj. Iar acum vom trece la operațiunea de montaj a distribuției. Cum vă spuneam, avem distribuție pe original, cu role de ghidaj și întinzător. Toate pe original. Acesta este și montajul. Neapărat axa cam e blocată, pompa de motorină și vibrochen. Acum vom scoate calele și vom învârti motorul la mână două ture, după care ne vom autoverifica cu calele să vedem dacă totul este în regulă. După cum observați, am terminat de montat kitul de distribuție și accesoriile. Iar acum vom pune antigelul. Iar aici vreau să vă spun
avem antigel G12 Evo pe original. Deci așa arată, ăsta e codul. Este înlocuitorul antigelului G13. După cum știți, G13 nu se mai folosește deoarece cauzează probleme în instalație. Iar cei de la Volkswagen au trecut la acest antigel G12 Evo, un antigel care vine deja diluat. Deci despre asta este vorba. Punem antigel G12 Evo. Lucrarea este gata. Totul este în regulă. Așa că nu uitați să vă abonați și la canalul meu de YouTube și ne vedem la următoarea lucrare. Salutare, o zi plăcută, toate cele bune vă doresc!